Începe și-l vânătoarea de seară. Din iar nu se duce nici să-l omori. E prost ăsta. Ce adie vânt. Gigi, mâine e 15 septembrie, încep copiii școala. Mai ai nepoți care se duc la școală? Ai? Ce fac? Mă duc o leacă și pe partea, bă, Gigi. Odată mergea bine și pe acolo. Te rog să mă crezi. Fac o incursiune. Evadez puțin. Să vă las sau ceva. Poate să dau de aici. Doamna aici, pe căriță. Aici pe așa să ne... Ce fac pe știște? Nu se par lor adevărate. Ce mai vreau? Cățelușule, ce faci, mă? Ale cine ești, mă, tălic? Ale cine ești, eh? Ce? Zic că ești pui de urs. Hai să vedem un pește să-ți dau, știu eu de ce lucrezi, da. Să ne dea domnule. Un pește la mine. Nea, Gigi, e frumos aici. Aolea, Gigi! Hai, vină-mi căci. Ce vezi în gură? Hai, du-te și mâncă. Am promis, nu? Da, Gigi! Băi, mai strâi mult? Nu o să mă ajuți! Cu muscoasele!
Hai mă, luați-l. Domnul! N-am cu aia să mă ajungi. Vină că ce iese... Nu tot cățelul ăsta, stai tu liniștit acum mai... Trebuie să fac și o combinație, că vine 8 acum și nu fac o combinație. Cățele s-a prins de șmecherie. S-a prins de șmecherie ăștia. Vă nu la ăștia la alții. Tot aici? Merge peștele? Nu merge nici aici? Da. Ieri am mâncat pe baraj bibanul, dar azi slăbuț. L-am mai chebat și pe un prieten. Vino că ne pricopsim. Când a venit ăsta nu mai trece. Păi zi, bă, dacă n-ai venit și tu ieri, mă, că mânca. Te duci la țară, la prune, la... Acum bagă pruna lui de pește. Te duci și tu la prune, că nu mai mănâncă pește, nu? Că mănâncă. Sunt foarte rapizi, ăștia, mă. Să nu mă fac eu cu voi. Să mă găsesc altă tehnică. Ia, cu vârful sus și recuperare constant. Asta era. Tehnica. La ce dați la biban?
putem bea, că trebuie să-și opri tu. Se cade pe apă. De bate vântul și dă gâz. Nu ești interesat. Mă dă treabă ăștia pe la pumpă. Pe direcția pomenului. Doamne, iarna e. Ia să dau așa. Mai mare ceva.
Bună seara. A, avem o biluță cu musculițe. Să încercăm la oblete, dar e cam ligav așa. Cam ligav, el nu prea are chiu. O să-i dau pe apa asta. Poate o vor ăștia din partea asta. Într-o seară mâncau. Merge ștuca? Mașinile alea sunt sus acolo ca în sala Bibani. Sunt toți pe Bibani. Am observat, sunt sătui, gata. Am vrut să caut alții nemucați. E greu până-i găsești puțin nemucați. Puțului că n-avem noroc, bă. Dacă nici nu muște, nu mai mănâncă. Nici muște, tata, nu mai mănâncă, ce să le dăm? Stai să vedem ce mai luăm. Ține-te aici, bă, musc. Uite, s-a întâmplut ce buldă. Și mai fi revenit ăștia, bă. Zici eu că fac un kill de pește. Băi, ne-ai viorele, ce le-ai dea, mă, la ăștia, droguri? Dar nu mai mănâncă. Nu ți-am zis că mă duc la Walt? Păi ce să fac cu atâta shallow? Mai mănânc și oblete. Cu atât așa l-o ce s-a, am luat 4 kg de piban, s-a stricat și l-am mâncat. Și eu i-a luat o jumătate de sac de șalom. Șalău are oasele mari, nu pot să-l iau. Da, eu am fost fără barcă, fără nimic. Băieții au barca sau pilă. Băiatul ăsta i-a zis, zice, bă, dăm după mal, bă. O jumătate de sac. A, o păi da unde? Păi în frunzarul nu era nimic. Am luat 3 strapazani și am rupt 15 linii. Și după mal, am dat după mal acolo, că m-am dus și am luat bibanii după mal. Dar care a fost treaba? Jmechere. Ha? Ce? Ha? N-am ce-o. Noiembrie, păi când urcă el, păi nici aici n-au urcat. Am mâncat în august, septembrie. Cum se mânge în august, septembrie? Septembrie. Am eu, pe Ovidu m-a sunat când eram pe drum acolo. Nu. Un baraj. Un baraj, vreau să zic noaptea când ne dăm noi, doar la 12. Noaptea zic, dar un baraj? Baraj trebuie să mă încetăm acolo, un baraj. Da.
Ia barca și află găurile și dă-i pe ele, să vezi. Păi ăia din curtea de jos la 40 de kg, cum mai? Părâu în jos. Dă-te părâu, părâu în jos. De la Drăgășean, du-te în jos, părâu. Dar ia sonar, că nu o să știi găurile. Păi da, acolo e, unde să-i dai altul? Păi n-a urcat, asta e ideea. 15 octombrie, 20 octombrie, aia, aia. Păi de, nu știi când mai sunt vreo... Când se întunecă... Cât era atunci? Când se întunecă pe la 5 jumate, de să dădea ora, atunci era... socoteala la șalău. Hai, o leagă cu trece, stai, ne. Vine și octombrie, îi dăm... Băi, Negi, n-ai fost când luam eu noaptea la muscă, nu? Eu am stat 12 nopți nedormit. Că după aia am început ziua, noi am aflat târziu. Tot noiembrie, rupere. Păi am oameni acolo. Luam câte patru odată seara, pe linie. Șalău. Într-o seară luam 12 kg. A frumusețe mare. Le învăț eu tehnici, îți arăt musca și după aia montajul pentru bățul ăsta lumea ta care l-ai în mână. E perfect pentru când vine sub 0 grade, ăsta să-l ai. Cu fir textil și cu montajul ăla cu plungul două twistere. Te învăț eu. Și știi cum îi dă cioc în ea? Face, tragi 5 cm așa, opre, face țâc. Mamă, i-ai dat-o să-mi doaie bățul. La fiecare lansare, șalău. Păi nu iei mata o blete de repede cum luam noi șalău iarna. De ce crezi că am stat la minus 10 grade mașină să mă culc? Frumusețe, bă, Nea Gigi, nu e. M-aș duce acolo, bă, sub bara. La cine prea trage mașină? Îmi bate vântul ăsta. Un vânt ciudat. Îl bagă jos, bă. Ia uite ce joacă acolo sub baraj. Mă duc acolo. Sub baraj. Nu mai stau aici. Păi nu vă zic cum sar. Acolo încă mai e o leacă de curent. Dacă vrei, vii acolo. Nu mai stau și așa nu intru. Cățelușile, unde alegi, mă, frumoasele? Nu le alegi, după gabarele, să-i dea oblete. Stai, mă, nene, să prindem aici. Hai să vă rânge. Măcar ar fi mai bine mâncat pe aici. Măcar ar fi mâncat. Măcar ar fi mâncat.